fraților, eu cred că e momentul să... să începem, așa-i? Că dacă vrei să mai stăm, mai putem sta la vorbă, că timpul tace și trece. Deja e și un sfert. Așa este, cel mai bine. Vorbim după. Haideți să ne rugăm. Laud numele Tău, Doamne, pentru tot ajutorul Tău. Pentru ceea ce ești Tu pentru noi. Doamne, mulțumim pentru toate lucrurile pe care ne le dai. Doamne, în orice împrejurare ne putem baza pe Tine. Te rog frumos să fii cu noi și în această seară. Avem nevoie de lumina Ta, de îndrumarea Ta. Folosește, Doamne, tot ceea ce facem la adunare pentru zidirea noastră, pentru creșterea noastră. Mulțumim pentru binecuvântările Tale și pentru ce ai lucrat până acum în viețile noastre. Însoțește-ne, Doamne, în tot ce este înaintea noastră și în această seară. Amin. Așa cum știți, noi în această perioadă avem o serie de studii oarecum distincte. Impactul Scripturii în artă. Sunt mulți pictori în istoria civilizației care au abordat și au pictat evenimente din Biblie. Eu am ales pentru noi un pictor protestant. Foarte cunoscut. Rembrandt. Pictor din secolul al XVII-lea. Pictor olandez. El, ca și alții din vremea lui, a pictat scene biblice potrivit cu cerințele vremii. Și nu numai. Spun nu numai pentru că un eveniment ca și păcatul lui David cu Batșeba nu este așa de pictat, dar el a abordat tema aceasta într-un mod multiplu și la vremea potrivită vom aborda și noi lucrul acesta. El a făcut-o pentru că a avut corespondență în viața lui. El trăia un păcat. Și ca o formă de dezlegare abordează și tema aceasta. Noi am studiat data trecută prima dintre temele pe care le abordează el. Cina de la Emaus. Întotdeauna există ceva în viața lui sau la vremea aceea care e important pentru ceea ce pictează. La vremea aceea, cu privire la cina Domnului, erau dezbateri aprinse între catolici și protestanți. La catolici lucrul important este ce se întâmplă cu pâinea și cu vinul. Se transformă sau nu în trupul lui Hristos. La protestanți nu acela este accentul, ci pe cine ajungi tu să cunoști la cina Domnului. De aceea Rembrandt nu pictează instituirea cinei când stau toți apostolii la masă, cum a făcut-o Leonardo, de exemplu, ci el pictează cina așa cum are loc după înviere la Emaus, între cei doi ucenici și Hristos, care se face de cunoscut la cina Domnului. Am abordat lucrurile acestea și nu revin asupra lor. În această seară vreau să abordez o altă temă, un alt eveniment, pe care el l-a pictat, l-a gravat, l-a desenat de foarte multe ori. Este vorba de fuga în Egipt. Evenimentul este menționat în Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 13.
după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Acesta este textul din Scriptură care a fost de foarte multe ori pictat. Și aici avem o oarecare dezbatere între catolici și protestanți. Pentru că tema Sfintei Familii este o temă foarte cunoscută în pictură. Și toate acestea pentru a accentua faptul că pruncul e divin și mama devine tot mai importantă în viața bisericii, mama fiind Maria. Așa ceva găsim în pictura catolică. De asemenea, Leonardo este foarte, foarte cunoscut în privința acestei teme. Leonardo da Vinci și Rafael Sanzio. Cum stau lucrurile la protestanți? La protestanți accentul nu va fi pe lucrurile acestea. Dacă noi citim din nou textul, sunt câteva versete, trei versete, vedem această grijă mare pentru viața pruncului. Irod caută să-l omoare. Irod își dă seama că el a fost ocolit de magi. Dacă citim paragraful dinainte, magii au fost înștiințați ce planuri are Irod și s-au întors în țara lor paldru. Adică n-au mai mers pe la Ierusalim să-i spună: l-am găsit, e acolo, du-te și tu să te închini lui. Cum le-a spus Irod că vrea să facă cu vicleșug. Dacă citim textul care urmează, paragraful care urmează, vedem ce poruncă dă Irod să omoare toți copiii de parte bărbătească de la 2 ani în jos dintr-o anumită regiune, potrivit cu ceea ce a aflat el de la cărturare, unde trebuia să se nască Mesia. Deci, avem această atmosferă a fricii. Viața pruncului e în pericol. Accentuez lucrul acesta pentru că în felul în care va desena Rembrandt, în felul în care va grava el, în felul în care va picta el evenimentul acesta, acolo va fi accentul. Pe această temă, de la Rembrandt avem 8 gravuri, 2 picturi și mai multe desene. Eu am făcut o selecție. Am luat unul dintre desene, una dintre gravuri și una dintre picturi. Tema familiei lui Iisus devine tot mai importantă în viața lui Rembrandt după ce Saskia, soția lui, moare. Rembrandt pictează tema familiei lui Iisus de la început și până la sfârșitul vieții. Dar ea devine proeminentă în pictura lui după ce moare soția. Pentru că atunci el a trebuit să stea acasă cu fiul lor, cu Titus, deși are și doică, dar el dintr-o dată devine și mamă și tată în viața fiului lor. Și se raportează la viața din casă altfel
decât a făcut-o înainte. Așadar, această temă apare de atâtea ori în opera lui și datorită pierderii soției. Vreau să ne uităm la, așa cum am spus, la unul dintre desene, la una dintre gravuri și la una dintre picturi ale fugii în Egipt. Încep cu desenul. M-am învățat cum să le pun, să văd mult mai bine decât data trecută. Desenul acesta descrie evenimentul chiar de dinainte ca îngerul să-l trezească pe Iosif. Putem vedea pe Iosif, pe Maria și pe Iisus. Nu știm anul în care a fost desenat acest desen. Nu apare în nicio mărturie. Din materialele pe care le-am citit, nu putem data acest desen. În schimb, momentul este unic. La pictorii mari, momentul acesta, înainte ca îngerul să-l trezească pe Iosif, să-i dea porunca, scoală-te, ia pe prunc, pe mama lui și fugi în Egipt, acest moment nu-i pictat de alții. Deci, oarecum, Rembrandt este deschizător de drumuri aici. Momentul acela care precede porunca. De ce spune ceva deosebit alegerea acestui moment și nu după ce îl trezește, momentul în care s-a pregătit de drum, momentul înainte ca îngerul să-l trezească pe Iosif, înainte să-i vorbească, să poate vedea cum sunt cei doi. Puteți vedea că Maria doarme cu Iisus în brațe. În mod normal, nu așa stau lucrurile, nu? Fiecare doarme pe perna lui. Copilul lângă tine, soțul, soția. Dar aici, din felul în care a văzut, a conceput Rembrandt scena, deja ni se spune, ni se transmite cât de importantă este protecția pruncului. În felul în care el abordează tema aceasta, fugi în Egipt, acolo va fi accentul. Accentul nu e atât de mult pe faptul că pruncul e divin sau că mama este fecioară veșnic, cum ai aceste accente în picturile catolice. Aici avem pictura protestantă. Și dacă te duci înapoi să citești tu Matei 2, 13 la 15, vei vedea faptul pericolului ca fiind eminent. Îngerul și spune, Irod va căuta să omoare pe prunc. Exact aceleași cuvinte care vor apărea din nou în capitolul 27, în momentul în care mari preoți și bătrânii caută să-l omoare pe Iisus. Ei și reușesc. Aici Irod nu reușește. Această temă a primejdiei, care este însoțită de liniște. Dacă te uiți cu atenție, îți dai seama din felul în care se apropie îngerul. Nu e vuiet, nu e gălăgie, nu. Totul este în șoaptă. E o stare de pericol din care trebuie ieșit imediat. În felul acesta concepe Rembrandt scena. Acesta este mesajul. De la desen mergem la această gravură. Am spus, el are 8 gravuri cu fuga în Egipt. Vă uitați? Este deosebit de dramatică scena. Totul are loc noaptea. Dacă vă uitați la animal, la măgăruș, cum umblă? Parcă umblă pe vârfuri. Așa, să nu aleargă, nu... E o fugă, dar așa, o fugă din asta foarte silențioasă.
La fel cum merge Iosif înainte lor, parcă așa, să nu deranjeze nicio frunză, nicio creangă, să n-audă nimeni că ei pleacă, că ei fug. Ce este central în acea gravură este din nou fața Mariei și pruncul în brațe. Ea este una care se uită dacă nu se apropie nimeni, dacă nu-i vede nimeni. Ce are ea în brațe este de cel mai mare preț pentru omenire, pruncul Iisus. Acest dramatism al fricii, al nevoii de a proteja pruncul, de a fugi în cea mai mare liniște, acolo este din nou accentul. El, Rembrandt, explorează foarte, foarte complex temele acestea. Și aceasta este pictura. Faptul că el pictează o scenă noaptea l-a ajutat foarte mult cu tehnica lui favorită de clarobscur. În cea mai mare parte a picturii ai spațiu negativ. E întuneric. Nu distingi clar ce se întâmplă. Compoziția există, e foarte bine făcută, dar spațiu negativ e 70% din pictură. Accentul e acolo unde sunt luminile. Și vă uitați, puteți vedea din start, imediat, partea cea mai luminoasă din toată pictura este fața pruncului. Acolo merge toată atenția. Din nou, puteți vedea aceeași idee a fugii în liniște. Uitați-vă, Iosif îi desculț. Și unul, Iosif se uită într-o direcție, în partea stângă, Maria se uită în partea dreaptă. Și unul și celălalt se uită dacă nu-i vede nimeni. Celălalt lucru care trebuie spus și este foarte important, este felul în care sunt ei îmbrăcați. Rembrandt nu-i îmbracă ca evreii din vechime. Rembrandt îi îmbracă, dacă vă uitați la felul în care este îmbrăcat Iosif, e ca un european din secolul XVII, ca un om de pe vremea lui, cu pălărie, cu boruri largi. De ce? Părinții lui Iisus, Iosif și Maria, sunt așa, oameni ca noi, la care li s-a făcut un har deosebit de a le avea în casa lor, în familia lor, pe pruncul Iisus. Da, el trebuie cu orice preț protejat. Expresia cheie în Matei capitolul 2, pruncul și mama lui. Pruncul și mama lui. Acolo este accentul. Umbre adânci. De asemenea, dacă vă uitați cum e pictată vegetația aici în colțul din stânga jos, te uiți și zici, măi, e foarte, așa, inspiră groază. Buruieni, dar ți se pare că sunt altceva. Un fel de animale. Forma este foarte neobișnuită. Ce avem? Avem o bătălie între lumină și întuneric. Întunericul caută să absorbă, să cuprindă, să înclește lumina. Să o elimine. Și cade pe umerii lui Iosif, pe umerii Mariei, să protejeze pruncul cu toată iscusința lor. Și așa ceva este din nou redat la modul superlativ în această pictură. În gravura anterioară, deja Rembrandt a explorat acel aspect al faptului că se uită unul dintre părinți să vadă, nu vine nimeni, aici se uită amândoi, unul într-o parte, unul în cealaltă. În felul acesta avem
impactul Scripturii prin desen, prin gravură și prin pictură la modul superlativ. Noi nu mai avem pe nimeni din pictura protestantă de acest calibru. Nu mai este. Cum a pictat el, cum a gravat el, cum a desenat el, n-a mai făcut-o nimeni. Ce vreau să surprindem aici este că deși Rembrandt nu avea formație teologică, nu găsim pe nicăieri în sursele care au ajuns la noi lucrul acesta. În schimb, găsim altceva. A fost foarte îndemânatic la a arăta o abordare distinct protestantă în ce privește relatarea unui eveniment din Biblie. Și din nou, ca și cu cina de la Emaus și acum cu fuga în Egipt, se vede clar lucrul acesta. Acum, după ce noi ne-am uitat la aceste trei opere, așa cum avem de obicei, haideți să ne uităm și noi înșine la textul biblic. Am două slide-uri. Noi știm foarte bine textul acesta. Un text extrem de comprimat. În trei versete ni se spun așa de multe și o parte din lucrurile pe care urmează să le spun, veți vedea, ele nici nu pot fi reprezentate prin desen. Deși, dacă mă duc înapoi la pictură, din felul în care este descrisă vegetația, din felul în care e pictată noaptea, ne dăm seama de faptul că este multă împotrivire față de cei în lumină. Și acest lucru e foarte important pentru felul în care citim textul cu fuga în Egipt. Textul începe cu arătarea Îngerului. În narațiunea nașterii, în Evanghelia după Matei, capitolele 1 și 2, arătarea Îngerului este la momente cheie. Mai întâi avem momentul în care Iosif află că logodnica lui este însărcinată și el se frământă. Ce să facă? Și se arată Îngerul și îi spune, nu te teme. Ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt. Și așa omul acesta capătă încredere și se construiește profilul lui de om care în toate îl ascultă pe Dumnezeu. Și el o ia acasă, întemeiază familie și așa nașterea lui Iisus urma să fie sub protecția acestui fapt. Dar lucrurile nu se termină acolo. Că după ce s-a născut, se trezesc cu magii acasă. Cu daruri, și magii aduc probleme. Magii au trecut pe la Irod. Ei nu știu de toate lucrurile acestea. Cât de împotrivă e Irod. Noi știm cât de rău a fost. Noi știm cum el și-a ucis din acest spirit paranoic doi dintre feciorii lui. I-a suspectat că uneltesc împotriva lui. Când el aude de la magi că unde este împăratul de curând născut, nu se poate mai rău. Nu se poate mai rău. Și noi îl și vedem de ce e în stare când poruncește uciderea pruncilor. Atât de mare e pericolul. Atât de mare e pericolul. Dar Iosif și Maria ei nu știu nimic. Și din nou, Îngerul este cel care transmite asta. Și este o discuție care, de fapt, nu e discuție, e poruncă. N-avem dialog. Iosif nu e întrebat, n-avea să te scoli. Trebuie să pleci. Nu. Scoală-te, ia pruncul și fugi în Egipt.
Și stai acolo până îți spun eu. Și textul merge mai departe, după ce moare Irod, îngerul îi vorbește din nou lui Iosif, poți să iei pe prunci și pe mama lui și să vină apoi, pentru că cei care căutau să ia viața au murit. Așa ceva se întâmplă. Și pentru așa ceva, Dumnezeu are un mesager direct. Îngerul Domnului. Așa cum am menționat deja, și asta s-a văzut clar și în opera lui Rembrandt, expresia cheie, pruncul și mama lui. Mai apare la versetul 11, versetul 14, versetul 20, versetul 21. Până ei vin înapoi din Egipt. În acest fel se vorbește. Acest pericol de moarte trebuie subliniat mult de tot, pentru că e miezul, e motivul. Fugi. De ce să fugi în altă țară? Pentru că Irod vrea să-L omoare pe Iisus. Noi știm că această uneltire de a-L omorâ în final va avea câștig de cauză. Când citim 27:20, mari preoți și bătrânii poporului în final îl și omoară pe Iisus. Dar aici Irod nu reușește și noi știm de ce. Este providența lui Dumnezeu dusă la împlinire prin doi factori. Îngerul Domnului și ascultarea lui Iosif și a Mariei. Și acum avem o explicație pe care o dă Matei. De ce în Egipt și nu în Iordania, că era mai aproape? Nu mă mergi prelăsărit. De ce în Egipt? Fără îndoială că avem motive din astea social-politice. Știm că Irod n-avea nicio influență în Egipt. Deci, din acel punct de vedere, pruncul era în siguranță în Egipt. Dar acesta este doar un motiv de suprafață. Există unul mai profund, un motiv teologic. Și Matei pe acela ne-l dă. Atunci când îl va chema să vină înapoi, să va împlini, va fi exact așa cum a spus profetul. Am chemat pe fiul meu din Egipt. Care profet? Noi și știm. Osea, capitolul 11, versetul 1. Noi știm despre evenimentul Exodului. Momentul în care Dumnezeu și-a răscumpărat poporul din robie. Poporul său, Israel. Acel eveniment al ieșirii din Egipt e un eveniment tipar pentru felul în care trebuie să înțelegem mântuirea. Dumnezeu vine și izbăvește. Vine și pune capăt robiei. În acea situație, robia oamenilor. Dar lucrul acesta e numai un eveniment care pregătește adevăratul eveniment. Eliberarea din robia păcatului. Aici avem acest comentariu din partea lui Matei. Așa se va împlini ce a spus profetul, care zice: dar noi, cu privire la exod, cu privire la izbăvire, mai avem până aici în Evanghelie un text foarte important. Dacă citiți 1:21, la prima discuție, la prima arătare a îngerului lui Iosif, el îi spune să-i pui pruncului numele Iisus, pentru că el va izbăvi pe poporul său de păcatele sale. Așa ceva vine acum și se împlinește. Istoria lui Israel ajunge la vârf, la apogeu. Poporul lui Dumnezeu are parte de răscumpărarea pe care a așteptat-o.
el, Fiul lui Dumnezeu, care aici era prunc, ia asupra lui toată această istorie a poporului lui Dumnezeu. Învinge păcatul la cruce, învinge moartea la înviere și așa poporul are parte de un nou exod, de o nouă izbăvire, de o ieșire de sub puterea păcatului. Și acest eveniment al fugii în Egipt are acest miez în el. Așa, inspirat de Dumnezeu, a văzut Matei lucrul acesta. S-a arătat îngerul, i-a spus asta, l-a trimis acolo, acesta este motivul. Vedem lucrarea lui Iisus, a Fiului care e chemat din Egipt, în termen esențial a exodului. Așa ajunge istoria răscumpărării la împlinire. Dar pentru ca toate lucrurile acestea să se poată înfăptui, a fost nevoie de aceștia doi, de Iosif și de Maria, să asculte de înger fără niciun comentariu. Și vedem fuga lor în cea mai mare liniște, noaptea, departe de cel care căuta să ia viața pruncului. Scena aceasta, redată așa de concis, are această bogăție de sens. Și Rembrandt, într-un mod excepțional, surprinde toate lucrurile acestea. Dacă acum mă duc din nou la pictură, putem revedea totul prin prisma acestui pericol și omenesc și spiritual. Cât de mult e în joc pentru ca această fugă să reușească și Fiul să fie chemat să ducă la bun sfârșit lucrarea credințată. Așa ceva la urmă pentru dumneavoastră în seara aceasta, timp de întrebări.